Bine v-am găsit la jurnalul orei 15. România se topește la propriu în cea mai călduroasă zi din acest an. Temperaturile au ajuns la peste 41 de grade Celsius la umbră, ceea ce face ca la nivelul solului valorile să urce până la 60 de grade Celsius, iar disconfortul termic extrem de ridicat face ca aerul să fie irrespirabil. Cel mai cald este în sud-estul țării, zonă care se află sub cod portocaliu de caniculă. Meteorologii avertizează că nu vom scăpa nici de episoade scurte de vijelii și ploi torențiale. O situație paradoxală va avea loc în capitală. De mâine temperaturile vor mai scădea, însă disconfortul termic se va menține la cote alarmante, spun meteorologii. Pentru ziua de astăzi este în vigoare un cod galben pentru val de căldură, disconfort termic ridicat și caniculă în partea de sud și de est a țării. Iar cele mai mari temperaturi și disconfortul termic cel mai accentuat va fi în sudul Moldovei, în zona continentală a Dobrogei, în mare parte din Muntenia și local în Oltenia. Iar în aceste zone, până în această seară, va fi în vigoare un cod portocaliu, deoarece se vor înregistra temperaturi între 37 și 40 de grade, iar în sudul Munteniei se vor atinge chiar 41 de grade. Vom avea și manifestări de instabilitate, astăzi în centrul și estul țării, unde avem cod galben, iar intensificări mai puternice ale vântului, vijelii, intense rafale de peste 80-90 de km pe oră, de asemenea grindină și averse torențiale vor fi în zona Moldovei. Traficul pe Autostrada Soarelui este zilnic un coșmar. În urmă cu puțin timp a mai avut loc un accident care a dat peste cap circulația. Două mașini s-au lovit și din fericire nu au fost răniți. De altfel, un alt incident în care au fost implicate patru mașini a avut loc tot astăzi, dar de dimineață în autoturisme se aflau 10 persoane în total, printre care și o victimă ușor rănită. Autoritățile recomandă rutele ocolitoare pentru evitarea ambuteiajelor. Centrul Infotrafic al Poliției Române vă informează că la această oră traficul rutier este intens pe autostrada de București-Constanța, pe sensul de mers către litoral. Pentru a evita ambuteiaje de pe Autostrada Soarelui, recomandăm ca ruta alternativă drumul Național 2 București-Urziceni și în continuare drumul Național 2 Slobozia-Hârșova-Constanța. Precizăm că în cursul dimineții au avut loc mai multe tamponări pe sensul de mers către Constanța, motiv pentru care pe anumite tronsoane rutiere s-a circulat în coloană. Din cauza caniculei, trenurile vor circula cu viteză redusă, anunță CFR. Asta, bineînțeles, dacă vor circula. De altfel, întârzierile și blocajele din ultima săptămână au făcut ca traficul feroviar să fie unul de coșmar. Unii călători s-au enervat la culme, alții au făcut haz de necaz. Pe peronul gării din Constanța, în așteptarea trenului care nu mai venea, zeci de tineri au încins o petrecere în toată regula. Turiștii au scos o boxă la care au conectat un telefon și au dat muzica tare pe tot peronul, apoi au încins o horă pe cinste, nu au lipsit nici ritmurile de manea. Tinerii așteptau trenul spre Sibiu, la fel s-a întâmplat și cu câțiva tineri care așteptau trenul spre Suceava. Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare, unde au stârnit valuri de reacții. Prețuri mai mari și condiții la fel de proaste, de asta se lovesc cei care folosesc mijloacele de transport în comun din București. Călătoriile cu autobuzul, tramvaiul, dar și cu metroul s-au scumpit de la 1 august. Creșterea prețurilor vine la pachet însă și cu posibilitatea de a călători cu un singur tichet în toate mijloacele de transport din capitală, dar și între București și Ilfov. Transportul în comun din capitală a devenit mai scump de la 1 august, atât pentru transportul terestru cât și cel subteran. Astfel, o călătorie cu autobuzul sau tramvaiul va costa dublu, anume 3 lei. Același preț îl vom plăti și pentru o călătorie cu metroul. Ca și noutate, apare biletul comun STB Metrorex, care va costa 5 lei și va fi valabil timp de 90 de minute.
Reciclezi și mergi gratis cu metroul este noua campanie MetroRex, prin care călătorii pot obține bilete la metrou în schimbul peturilor. Programul a început de astăzi și durează până pe 20 august. Astfel, în două stații, Dimitrie Leonida și Pipera, vor fi instalate standuri unde bucureștenii pot da 5 deșeuri la reciclat, adică peturi, sticle sau doze de aluminiu, iar în schimb vor primi o cartelă de metrou cu o călătorie. Porțile școlilor și ale grădinițelor s-au închis pe perioada vacanței de vară. În această situație, cei mai afectați sunt părinții care merg la serviciu și nu au cu cine să-și lase copiii. O alternativă sunt unitățile de învățământ, care au programă chiar și în timpul vacanței. Colega mea, Fulvia Bogaciu, este la una dintre grădinițele deschise în această perioadă. Bun găsit, Fulvia, te ascultăm! Bun găsit tuturor! Grădinița de vară este o alternativă pentru părinții care merg la serviciu și nu au cu cine să își lase copiii, care în această perioadă sunt în vacanța de vară. L-am alături de mine pe domnul director al unității de învățământ în care ne aflăm. Vorbim despre grădinița numărul 129 din capitală. Bună ziua! Spuneți-ne, vă rog, este o alternativă grădinița de vară pentru părinții care nu au cu cine să își lase copiii în această perioadă? Bună ziua! În opinia mea, în opinia noastră, a fost o alternativă bună, având feedback-ul părinților. Astfel, programul Grădinița de Vară este un program derulat în parteneriat cu Primăria Sectorului 4 și cu sprijinul Inspectoratului Școlar al Sectorului 4. Acest program vine în sprijinul părinților care în luna august merg la serviciu și care din cauza programului de lucru nu își pot supraveghea copiii preșcolari. Programul celor mici este organizat special pentru vacanța mare. În grădinița noastră vor învăța atât lucruri noi, dar se vor bucura și de joacă și activități recreative concepute special pentru ei. Din program putem aminti activități artistico-plastice care dezvoltă creativitatea celor mici, teatru de păpuși, jocuri de socializare, jocuri de mișcare, activități de terapie prin muzică și dans. În prezent, în grădinița noastră sunt înscriși 177 de copii, veniți din toate grădinițele din sectorul 4. De asemenea, grădinița de vară se bucură de un personal bine pregătit, compus din cadre didactice și personal auxiliar din grădinițele vecine, remunerate prin Direcția de Învățământ a Sectorului 4 cu acordul Consiliul Local al Sectorului 4. Programul nostru de lucru începe la ora 7:30, se termină la ora 17:30. Eu cred că este un sprijin real atât pentru copii cât și pentru părinți. Și copiii sunt mulțumiți de această perioadă pe care o petrec aici cu joacă? Ei sunt cei mai fericiți pentru că cadrele didactice vin în sprijinul lor cu creativitatea lor, cu dragostea lor, cu bucuria lor. Vin și le oferă atât experiența lor cât și bucuria de a se juca. Găsesc aici diverse, așa cum am spus, diverse activități, am spune chiar recreative, dacă vreți. Mulțumesc foarte mult, Daniel Cergan, directorul Unității de Învățământ 129, grădinița 129 din capitală. În acest moment copiii dorm, sunt în pauza de somn, însă noi rămânem aici și o să vă arătăm pe parcursul jurnalelor următoare cum se desfășoară grădinița de vară. Îți mulțumim, Fulvia. Clujul este primul oraș din România care emite cărți de identitate electronice. Acestea vor conține informații precum numele sau CNP-ul, dar și date biometrice, precum amprenta a două degete sau imaginea facială. De asemenea, noile cărți de identitate vor putea fi eliberate și pentru copiii care nu au împlinit vârsta de 14 ani. Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu ministrul Lucian Bode, care a declarat în cadrul evenimentului de lansare a proiectului că acestea vor reduce birocrația, dar ne vor proteja totodată și identitatea. Cetățenii trebuie să știe că această carte electronică de identitate conține elemente suplimentare de siguranță.
Și aceste elemente subliniate de siguranță se datorează noilor tehnologii, ceea ce îi conferă titularului o protecție suplimentară cu privire la identitatea proprie. Cartea electronică de identitate are funcționalități multiple care vor contribui la reducerea birocrației, la flexibilizarea relațiilor dintre autorități și cetățeni prin asigurarea unui acces facil la serviciile esențiale. Noi sortimente de înghețată cu probleme au fost descoperite într-un cunoscut lanț de magazine. Specialiștii spun că înghețata este extrem de periculoasă pentru sănătate din cauza unui compus chimic. Mai multe loturi care erau vândute într-un lanț de hipermarketuri au fost retrase de pe piață din cauza conținutului de oxid de etilenă. Acest compus chimic a fost depistat într-un ingredient din compoziția produselor potrivit ANSVSA. Până să fie retrase de la vânzare, înghețata toxică a fost cumpărată de clienții mai multor magazine din capitală, Bacău, Constanța, Cluj, Drobeta, Turnul Severin și Ploiești. Cei care au cumpărat această înghețată pot primi banii înapoi, chiar dacă nu mai au bonul fiscal. În acest moment, consumatorii nu ar trebui să fie îngrijorați, pentru că inspectorii ANSVSA s-au asigurat că pe piață nu mai există înghețată care să aibă oxid de etilenă. Toată această înghețată a fost retrasă de pe raft. Îngrijorarea noastră este dacă consumatorii iau în frigider această înghețată, să fie atenți și înainte de a o consuma să verifice dacă este din loturile care au fost retrase de pe piață. După Statele Unite și Marea Britanie, le promite avantaje în lanță tinerilor care vor să se vaccineze, mâncare mai ieftină, plimbări cu taxiul la prețuri mai mici sau bilete reduse la cinematograf. Așa sună oferta Ministerului Sănătății din Regatul Unit, pe care o promovează chiar Ministrul Sănătății. Acesta i-a îndemnat pe tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani să profite de reduceri și să se vaccineze. Mai mult, cei care vor merge cu taxiul să se vaccineze vor primi cursa din partea casei. Este din nou alertă de COVID-19 în Wuhan, după câteva luni în care virusul dispăruse din regiune. 7 muncitori au fost testați pozitiv și au fost trimiși imediat în izolare. Autoritățile au revenit cu cererea de respectare a regulilor anti-COVID, inclusiv purtarea măștii în public, distanțarea și spălarea frecventă a mâinilor. De menționat că în Wuhan s-a atins o rată importantă de vaccinare de 77%. Canotorii români au revenit în țară după Olimpiada de la Tokyo, mândri de medaliile pe care le poartă la gât. Simona Radi și Ancuța Bodnar sunt sportivele care au adus României aurul la proba de dublu. Bine v-ați întors acasă și felicitări! Cum a fost? Experiență unică. Experiență unică, bravo! La cât mai multe ediții! A fost o cursă extraordinar de grea, fiecare cursă pe care am tras-o la lucrurile a fost foarte grea, dar pot spune că fac o echipă extraordinară cu Ancuța. Reușim să stăpânim fiecare emoție, pozitivă sau negativă, și ne facem treaba extraordinară împreună. Suntem mândri că am reprezentat România, suntem mândri că am urcat capelul României pe cea mai înaltă dar. Suntem mândri că și bucuroși că v-am făcut fericiți, chiar dacă v-ați trezit la 3 dimineața și nu ați urmărit cu suflet la gură. Noi am simțit toată energia și ne-a dat pulsul de încredere pentru finală. Momente emoționante au fost și la întoarcerea înotătorului Robert Glință. Deși nu s-a întors cu vreo medalie de la Tokyo, acesta a primit una din partea părinților săi, inscripționată cu mesajul Robert Andrei Glință, cea mai bună versiune umană. Moment rarisim la proba de săritură în înălțime la Tokyo. Doi sportivi originari din Qatar și Italia au terminat la egalitate și au împărțit medalia de aur după ce au sărit 2 metri și 37 de centimetri. Departajarea ar fi trebuit să se facă într-o altă probă, însă atleții au căzut de comun acord că ambii merită victoria, așa că s-au felicitat reciproc și au dat startul petrecerii. Ultima dată când doi sportivi au împărțit aurul la Jocurile Olimpice a fost în anul 1912, atunci când probele de pentatlon și decatlon s-au încheiat la egalitate.
Premierul Marii Britanii va fi din nou tătic. Boris Johnson și noua sa soție, Kerry, așteaptă cel de-al doilea copil al cuplului. Pentru șeful guvernului de la Londra, acesta va fi însă cel de-al șaselea moștenitor. Frumoasa Kerry este cea de-a treia soție a lui Boris Johnson, care a dus-o la altar. Nu știm dacă va fi și ultima. Într-o postare pe Instagram, Kerry s-a declarat, citez, incredibil de binecuvântată să fie din nou mămică. Aceasta a dezvăluit că a suferit un avort spontan în urmă cu câteva luni. Se dă o pereche de ochelari, dar și o pereche de urangutani, unul mai mare și unul mai mic. Maimuța cea mare găsește perechea de ochelari de soare și isteață din fire, îi pune direct la ochi, apoi îi întoarce pe toate fețele sub ochii atenției puiului. Imaginile cu familia de urangutani și ochelarii buclucași au devenit virale. Cam atât de aici. Noi vă mulțumim pentru atenție. Andreea, mă întorc la tine, evident. Două perechi de ochelari de soare. Da, am văzut la orangutan, exact. Mulțumim tare mult, Iulia. Te așteptăm și mâine, începând cu ora 15, pentru că avem nevoie de la tine să știm care sunt cele mai importante știri ale zilei. Mulțumim! Vă mulțumesc și eu. Iar acum, dragii mei, mergem mai departe și vă spun așa, părul este bijuteria naturală preferată a femeilor. De-a lungul timpului noi ne tundem, ne vopsim, îl încrețim, îl întindem și îl cam maltratăm așa un pic, motiv pentru care de multe ori poate avem nevoie de tratamente, dar încă ceva. Fiți atenți, mai sunt momente când vrem așa, din părul scurt să-l facem lung sau din lung scurt, sau vrem din blondă brunetă sau din brunetă blondă și nu suntem deciși că vrem să facem această schimbare. Vă spun eu, am soluția. Extensiile și perucile de păr, și vorbim despre toate astea astăzi cu stilistul vedetelor, hair stylistul vedetelor, Adi Constantin. Bună ziua și bine ai venit! Bună ziua și bine te-am găsit! Ce faci, Adi? Cum ești? Foarte bine, în afară de căldura care ne chinuie pe toți, nu-i așa? Fericit să ajung în timp util la tine în platou. Văd că mângâi ceva acolo, ce mângâi? Da, sunt faimoasele, celebrele extensii sub numele meu, care patrulează, nu-i așa, în România încă din anii 2010 și care sunt suficient de faimoase și învechite, să zic așa, în marketul de înfrumusețare românesc, drept pentru care ele nu mai necesită prezentare. E un păr neprocesat, racolat din țări arabe și din regiuni speciale din Orientul Mijlociu, pe care îl aducem foarte greu în România și care este refolosibil extrem de mulți ani, Andreea. Deci vreau să vă recunosc că înainte de emisiune a trebuit să pun acolo așa mânuța. Dumnezeule, cât de fine sunt! Deci sunt... Da, pentru iar că asta ne ajută, păr, nu? Se pare cât mai natural. Un păr natural, o extensie naturală cade foarte ușoară. O extensie care cade extrem de grea la vârfuri este o extensie mixată, plastifiată, care din prisma plasticului adăugat în părul natural cade foarte greu și rezultă acest thickness till the ends. Un păr natural este moale precum al tău, precum al meu, nu-i așa, drept pentru care are această cădere lejeră pe vârf. Hai să luăm cu începutul și să le spunem oamenilor de acasă care este momentul în care noi trebuie să decidem că avem nevoie de extensii. Uite, o să mă refer la platou în momentul acesta, la tine și la cele care au cariera nevoie, ta, Andreea. Am nevoie de extensii? Care au traiectoria și cariera asta în mass media și zilnic sunt supuse coafatului. Ei, iată, acesta este un moment propice în care tu poți să introduci extensia în cotidianul tău de zi cu zi, ca să nu mai uzezi atât de tare părul tău și să nu-l supui tuturor acestor ustensile, precum ar fi placă, ondulator, feon și așa mai departe. Și atunci poți să vii cu extensiile clip-in, care sunt acestea, care au niște clipsuri atașate pe ele, se tapează rădăcina, se deschide clipsul, se face un fel de hâț, să zic așa. Hâț, hâț.
Se aplică extensiile care sunt deja coafate, care vin aplicate în părul tău neagasat. Iată, îți salvezi foarte tare firul tău natural și plusezi mai mult pe partea de extensie când vine vorba de ustensile încinse pentru a-i da un styling. E un tips foarte sănătos, știi? Uite, de exemplu, sunt momente în care simțim că începe să ne cadă părul. Fie că avem probleme de sănătate sau se întâmplă ceva în organismul nostru, fie că pur și simplu foarte mult timp părul a fost fie vopsit, fie prea mult coafat, motiv pentru care ne cade părul. Ăsta este un moment în care putem să apelăm la extensii? Este un moment în care puteți să apelați în astfel de situații critice. Înainte de toate, sănătos ar fi să apelăm la un tratament pe bază de aminexil pentru înlăturarea stratului de celule moarte după scalp, nu-i așa? Și să apelăm la tratamente energizante care retrezește microcirculația sanguină și ajută la estomparea căderii, iar extensia ar trebui să fie pe locul 2, un fel de variantă plan B strict pe clips. Deci sub nicio formă, când ai această perioadă de cădere a părului, să nu vii cu nimic atașat a la lung pe rădăcina firului de păr, decât clip-on, care va să zică le pui și le dai jos când ai tu chef. Firește, poți și să dormi cu ele. Există câteva mituri și gurile rele ne mai spun cum că dacă îți pui extensii, îți va cădea părul. Bineînțeles, 100% de acord. Dacă îți pui o extensie care implică o tipologie de aplicare nocivă firului de păr, și anume lipici, firește, în momentul înlăturării, dacă iarăși ai, cum să-ți spun eu ție, ghinionul de a nu beneficia în salonul aferent de soluțiile de înlăturare care chiar se necesită și se aduc îndeoseb de peste hotare pentru a destrăma acest lipici, acela este un punct culminant în care înlăturarea în sine îți smulge firul de păr. Nu recomand nimic care să conțină lipici, adeziv, keratină sau mai știu eu ce. Încerc să evit, eu am alte tehnici de aplicare foarte fluide pe bază de microringuri, cu sute clipsuri, tot ce implică înlăturare lejeră, pentru că, Andreea, extensia strică în momentul în care o scoți din păr. Iar dacă metoda de aplicare este una care implică trouble în momentul înlăturării, acolo îți pierzi părul și îți subțiezi rădăcina. Acum vreau să te întreb, că știu sigur, cum spuneai și tu mai devreme, că există extensii din păr natural și extensii din păr artificial. Cum le recunoaștem și care sunt beneficiile? Pentru că, bineînțeles, că cele din păr natural sunt mai benefice, da? Da? Cele din păr natural sunt mai benefice din prisma faptului că ele au longevitate. Pot fi refolosite ani peste ani cu o îngrijire aferentă. Nu necesită o atenție colosală, însă, într-adevăr, fiind un păr mort care nu are vitalitate, necesită hidratare și strălucire din produse. Doi la mână, piața, marketul beauty din România este plin de... Deci dacă googlești, să zic așa, găsește 11.000 de variante cu descrierea păr natural. Însă un profesionist care colorează, care este colorist la bază, ca și mine, care are ani în spate și se lovește de extensiile astea plastifiate care circulă în online-ul românesc pe care vine câte o clientă și ne cere să le colorăm, ăla e un punct în care, firește, ne dăm seama de faptul că părul este plastifiat, pentru că nu-i așa, reacționează atât de advers la colorare și așa mai departe. La ustensilele foarte încinse, la 250 de wați, un păr care este amestecat cu plastic se topește, miroase când îl pui pe ondulator sau îl întinzi cu placa. Deci este foarte greu să dai de un păr realmente păr. Eu, alături de asociata mea, Andra, import acest păr cu mare chin. Este foarte greu să dăm de el, să-l aducem în România, dar pe mine asta m-a consacrat deja din 2010 îl aduc, din același loc, același factory, și lumea vine pentru el, Andreea, și din alte orașe. Sunt fete care bat ore peste ore pe autostradă și vin pentru că ele știu că e o investiție decentă, nu sunt niște prețuri care să bată câmpii și durează. Deci el e un păr care chiar te ține și poți să te joci cu el. Dacă, de exemplu, te trezești și vrei să-ți schimbi culoarea, nu trebuie să vii la mine să-ți iei alt păr. Cu părul pe care l-ai de acum un an, doi ani, trei ani, cinci luni, poți să-l decolorezi la rândul lui și să-l colorezi precum îți dorești tu. El se deschide.
Apropo de faptul că spuneai că e ușor să schimbi lucrul dacă ai aceste extensii, cum le întreținem? Uite, de exemplu, cele care sunt direct aplicate pe păr. Trebuie să venim la salon periodic să facem o întreținere? Iarăși eu, se știe foarte bine în media, eu sunt foarte direct. Și o să-ți spun ceva extrem de crud pentru masă. Vreau să aud asta! Cei care vin și îți spun, vai, ți-ai pus extensii, dacă nu vii de 3 ori pe săptămână la salon, te vei încurca și așa mai departe. Nu! Atâta timp cât părul pe care ți l-ai achiziționat și aplicat este 100% virgin natural, e de la sine înțelegător că el trebuie să se descurce și cu un șampon cotidian din comerț, nu neapărat unul profesional. Într-adevăr, este mult mai effortless și healthy să vii o dată pe săptămână la salon. Eu o dată la 7 zile recomand spălatul pe cap atunci când ai extensii atașate de rădăcină. Dar asta cu hai non-stop la salon și întrețineri-ți-le doar la coafor este o strategie de marketing îndeosebi atunci când nu e sigur pe produsul pe care îl vinzi și atenție. tu de fapt știi că el este amestecat cu plastic, motiv pentru care o chem la tine la salon ca tu să poți să-l descurci ușor, pentru că, deci, dragile mele, fiți foarte atente atunci când faceți o astfel de investiție. Da. Adi, nu puteam să nu profit de faptul că ești aici, pentru că tu ești extrem de cunoscut în mediul monden, în showbiz, pentru faptul că critici atunci când este nevoie să spui ceva ce nu este adevărat în ceea ce privește coafurile vedetelor, da? Da. Și am pregătit și eu câteva imagini pentru tine, pentru că nu mă puteam abține. Și prima pe care vreau să o comentăm este Adelina Pestrițu și am observat eu ceva și vreau să-mi spui dacă vorbim despre o extensie aici. Cu siguranță știe toată România că Adelina a renunțat la lungime de câțiva ani și optează pentru tunsorile Pixie sau nu-i așa, bobul acesta foarte compact, să zic așa, cu tentă Vidal Sassoon. Eu sunt foarte pro tunsorile ei, mi se pare că o avantajează extraordinar de bine părul scurt, mi se pare că feminitatea ei nu constă în lungime și da, în poza, în imaginea pe care mi-o prezintă o coadă atașată. Deci și vedetele apelează oricând la așa ceva. La extensii. Da? Da. Mai departe avem Raluca Bădulescu, care știm cu toții, spune-ne tu ca să nu spun eu. Da, eu cred că Raluca este foarte ușor și comod pentru ea așa. Ea toată viața ei a fost blondă, nu-i așa? Nu s-a mulțumit cu un blond obținut din vopsea, cu siguranță și-a dorit întotdeauna un blond platinat perfect, motiv pentru care sunt convins că ani la rând s-a decolorat și atunci a luat decizia sănătoasă de a purta peruci și de a nu își mai agasa părul ei natural, which is great. Și e foarte inspirațional ceea ce face pe partea de wix. Este foarte bine cu rădăcina închisă de altfel. Da, foarte mult, îmi place și mie. E contrastant cu sprânceana ei închisă, cu machiajul destul de puternic pe partea de ochi. Mi se pare mult mai armonios decât o perucă integral platinată. Nu puteam să nu pun astăzi o fotografie cu preferata mea, idolul meu în viață, Mihaela Rădulescu, și vorbim despre un look pe care ea l-a abordat zilele acestea când are filmări pe platourile de la o altă televiziune. Mihaela Rădulescu a fost ani la rând extrem de prezentă în rubricile Verdict Adi Constantin, pentru că domnia sa, și eu la rândul meu sunt fan, însă trebuie să fiu imparțial când vine vorba de așa ceva. Și atunci am fost nevoit să remarc și să subliniez de-a lungul anilor că de foarte multe ori am văzut-o cu tot felul de culori de păr neadecvate domniei sale, mult prea închisă înspre negrul acela agresiv, câteodată îi bătea rădăcina în vișiniu și așa mai departe și a trebuit să o taxez. Aici prezintă o culoare extrem de compatibilă tenului ei, o culoare extrem de propusă anul acesta, este un maro coniac cu reflexe aurii, cărămizii, arămii, de ce nu. Acestea sunt culorile care vin în curând, mai ales cu sosirea toamnei, și o să domine în tot ce înseamnă propuneri în beauty. Îi stă foarte bine așa. Ne place și cu crețul ăsta așa? Ne place și cu crețul ăsta așa. Ea poate să poartă acest orice outfit. Și pentru orice, că are atitudinea, da, aferentă, desigur.
Următoarea știu sigur că ți-a fost și clientă și uite, îmi spui tu dacă a mai fost în ultima perioadă la tine și avem așa Ilinca Vandić. Ilinca nu mi-a fost doar clientă, noi venim din același oraș natal, așadar minunatul Ardeal am împărțit Oradea împreună și avem foarte multe amintiri în comun. Ea a fost imaginea Adi Constantin câțiva ani la rând pe două proiecte foarte mari de ale mele și ne-am văzut de curând la o nuntă și chiar mi-a plăcut foarte tare cum îi vine această culoare. Eu întotdeauna am fost pro nuanțele unitare și închise pe chipul Ilincăi. Nu știu, o vizualizez mult mai bine așa, deși în anii în care ea a reprezentat saloanele Adi Constantin, eu m-am jucat foarte mult cu părul Ilincăi, care era lung și foarte des, are un păr extrem de bun la bază și am făcut tot felul de balaiaje, de șuvițe blonde, de nuanțe arămii, deci eu care, deși o vedeam mai degrabă închisă și unitară, iată că m-am jucat enorm cu părul Ilincăi și am făcut toate balaiajele posibile și imposibile. Ne place? Categoric, da. Categoric, da. Mergem mai departe la o doamnă din showbiz care știu eu sigur că ți este și prietenă dragă și avem așa o imagine cu Daniela Gheorfi. Da, iată, Daniela aici este machiată la Anne Marie la noi în salon, deci recunosc fundalul. Poartă extensii Daniela de când ne cunoaștem, de circa 3 ani mă ocup de imaginea ei. Cu Daniela îmi place enorm să lucrez pentru că e foarte deschisă și am posibilitatea de a îmi da frâu liber creativității. Odată o fac din spray-uri și pudre colorante închisă, după care o spăl pe păr și o readuc la blond imediat. Extensiile pe clips, extensiile atașate cu microring, deci ne jucăm enorm de mult, dar in the end of the story, firește, o vizualizez doar blondă pe Daniela. Ea e un icon în materie de blond, nu ai cum să o închizi, să zic așa. Ne place Daniela Gheorghi, da? Da? Mai departe, nu puteam să nu ratez să nu pun o imagine cu frumoasa României, Antonia, care are o frizură așa mai non-conformistă. Da, aici este, atât pe partea de make-up cât și pe partea de păr, este un stil așa, să zic așa, a little bit gangster, if you want, și foarte American. Iarăși, ea poate, este capabilă să poarte așa ceva. Nu poți să-i faci acest look altcuiva, în afară de Antonia, părerea mea. Da, foarte bine finisat, este o execuție grea care implică timp și trebuie să ai afinitate spre coafiurile speciale ca să poți să faci aceste răsuceli. E o execuție grea a coafiurii în sine, chiar dacă pare banală din exterior pentru cei necunoscători, însă o prefer cu părul desfăcut și lung. Deci dacă mă întreb pe mine, categoric o văd cu el mai flexibil și desfăcut. Deci ne place de Antonia cum era ea mai natural așa. Cu da? Părul desfăcut o avantajează mult mai bine, dar și ăsta este un look pe care iată, ea îl poartă cu personalitate. Nu puteam să ratez momentul și să nu te întreb de Cristina Ih și podaba ei capilară, pentru că știm cu toții că mediul online. Da. Ne recomandă foarte multe produse de întreținere a părului. Nu am ascultat recomandările dânsei pentru că nu am făcut asta, efectiv. Nu am știut că recomandă. Consider că dacă vine vorba de game integrale de păr și așa mai departe, cel mai bine ar fi în probleme de cădere să consultăm un dermatolog, mai apoi un hairstylist care, nu-i așa, e ambasadorul vreunui brand. Acum, na, dacă cum să zic eu ție, n-aș vrea să se considere că dau în ceea ce spune ea sau îi iau din credibilitate, dar nu cred că noi ca și persoane publice, chiar dacă suntem niște femei, nu mă refer la mine, chiar dacă știi ce vreau să spun, niște femei întreținute și frumoase, nu cred că suntem atât de în măsură să recomandăm așa, știi, atât da. De vehement produsele. În schimb, ca și frumusețe, este incontestabilă, un fir de păr minunat și un stil de a se coafea care pe mine Adi mă reprezintă foarte tare. Eu sunt genul foarte lejer așa când coafez. Mulțumim tare mult, Adi, și te mai așteptăm cu drag. Mulțumesc și eu, Andreea. Iar acum noi mergem mai departe și vreau să vă spun că urmează un moment foarte drăguț, un interviu pe care Nicu Șorstan mi l-a
mi l-a acordat mie în exclusivitate. Fiți atenți și v-am pregătit. Mă aflu la una dintre cele mai impresionante, deosebite și frumoase locații din București și da, vreau să spun că și din România. Iar astăzi l-am alături de mine pe un om care vă va inspira atunci când vă-ți vrea să vă apucați de un business și să puneți osul la treabă atunci când vine vorba despre antreprenoriat. Astăzi l-am alături de mine pe domnul Nicușor Stan și vreau să-i mulțumesc pentru că a acceptat invitația noastră. Bună seara și eu vă mulțumesc că sunteți prezenți aici. Și sper ca ceea ce eu vă transmit în această seară să fie exact pentru bunul plac al clientului final. Sunteți o inspirație pentru toți antreprenorii din România, dar vreau să începem cumva cu începutul. Și prima dumneavoastră dragoste a fost avocatura. Cum de-ați renunțat la asta și v-ați apucat de un alt domeniu totuși? În viață este bine să faci ceea ce îți place. Nu de multe ori îți găsești din prima drumul. N-aș putea să spun că faptul că am profesat în domeniul avocaturii nu a fost drumul meu. Dar nu a fost și nu este exact ceea ce doresc. Am încercat, a fost o etapă a vieții mele, după care am trecut la următorul nivel. Aici mă regăsesc pe mine, este ceea ce îmi place să fac. Fac oamenii fericiți, este cel mai important lucru pentru mine și când o spun, îmi bucură în primul rând sufletul meu și ceea ce fac, fac cu plăcere și miese. Cum te-ați ales acest domeniu și nu ați ales un alt domeniu? Am încercat pe parcursul celor câțiva zeci de ani care îi am în activități, în diferite activități. Am 32 de ani de zile de diverse activități. Am încercat și în mai multe domenii, dar după cum spuneam, ceea ce fac acum, fac de 12 ani și cred că este finalul drumului. Adică aici o să rămân, aici o să-mi continui activitatea probabil și în următorii ani, până o să mă pensionez. Sper că acea zi să nu vină prea curând. Cu siguranță nu. Știu că atunci când v-ați apucat de acest business, ați pornit cu o testare și ați început prin a cere opinii și păreri în mediul online. Așa este? Așa este. Orice business început de la zero, recomand să fie testat, să nu pornim cu capul înainte, fără să cunoaștem terenul. Am cerut părerea multor prieteni, acum 13-14 ani. Am testat acest business o perioadă de timp. M-am gândit foarte bine la partea de promovare, care este foarte importantă. Și am dat drumul la treabă. După cum vedeți, au trecut 12 ani. N-a crezut nimeni în acest vis al meu. Dacă ne întoarcem în urmă și privim acest complex, vom vedea că acum 13 ani era un teren viran. Nu era absolut nimic. Deci, practic, am început de la zero. Am gândit înainte, am pus pe foaie și împreună cu arhitecții ceea ce eu gândeam și ceea ce eu cream, ei creionau. Și a ieșit ceea ce vedeți în acest moment. Știu că foarte multe persoane publice v-au ales pe dumneavoastră și serviciile și sălile dumneavoastră atunci când a fost vorba de a le organiza evenimentele speciale din viața lor. Putem să enumerăm câteva persoane publice care v-au călcat pragul? Oamenii aleg ce este mai bun pentru ei, ceea ce li se potrivește. De aceea, în acest domeniu, trebuie să te mulezi după cerințele și
dorințele clientului. Da, pot să spun că o mare parte din persoanele publice au ales acest complex, dar nu numai. După cum spuneam, conceptul ambasador este gândit de așa natură încât orice persoană poate să-și organizeze aici un eveniment. Mai mult de atât, de-a lungul timpului am venit cu mai multe slogane care le punem în practică, de genul simte-te invitat la propriul tău eveniment, nu te simți organizator de evenimente, nu te simți gazdă pentru invitații tăi. Acest lucru o facem noi pentru ei. Foarte mulți clienți tind să-și organizeze evenimentele singuri, după cum au văzut ei la alte evenimente, după cum sunt poate inspirați de părinți. Din punctul nostru de vedere, nu este normal un eveniment de acest gen, pornind de la ideea că un eveniment de tip nuntă este unic în viața fiecărui cuplu, ar trebui să se întâmple așa cum și-l dorește clientul, dar în aceeași măsură noi suntem aici pentru a împlini visele și dorințele. Cele 6 ore, 8 ore de eveniment trec foarte repede, ținând cont de faptul că un eveniment premergător poate să dureze și un an și 2 ani, se contactează cu câțiva ani înainte. Munca noastră, atât a noastră cât și a clientului premergătoare, după cum spuneam, este foarte mare. Cele 8 ore trec foarte repede, de aceea totul trebuie să fie așa cum își dorește clientul și să nu avem greșeli. Ca un ceas elvețian, cum îmi place să-mi spun eu, pentru că orice rotiță care nu merge din acest angrenaj poate să distrugă totul. A fost vreun moment dificil, vreun moment în care ați simțit că efectiv nu mai puteți și vreți să renunțați la tot? Sunt foarte multe momente de acest gen, dar pentru faptul că facem ceea ce ne place și implicarea noastră este maximă, uiți să mai renunți. Ne gândim cum să găsim formule să închidem problemele sau să facem ca lucrurile să meargă mult mai repede sau și mai bine decât ne-am propus și atunci să renunți la ceea ce ai visat și la ceea ce ai clădit, practic este imposibil. Iar acum pe final v-am pregătit câteva întrebări în stilul meu, stilul frății, și aș vrea să vă întreb așa. Ce îl motivează pe omul Nicușor Stan? Munca. Munca, realizările care le am în urma lucrului care îl fac și faptul că oamenii sunt mulțumiți și vin și îmi strâng mâna la sfârșit și mulțumesc pentru ceea ce au primit în urma colaborării cu mine. Ce îl emoționează pe omul Nicușor Stan? Atunci când un cuplu îmi spune că este cel mai frumos moment din viața lui, când îmi spune că nu s-a așteptat să se întâmple cum s-a întâmplat și când în clipa în care a intrat în locația noastră are acel wow pe față și faptul că el nu s-a așteptat la ceea ce a primit, pentru mine lucrul ăsta este foarte important. Și ultima întrebare și una foarte sinceră de suflet. Ce îl bucură pe omul Nicușor Stan? Am să fiu sincer. Exact. Faptul că mă trezesc de dimineață, că sunt sănătos, că sunt că am familia și copiii alături de mine și că atunci când am o problemă, am cui să împărtășesc suferințele când este cazul. Felicitări încă o dată pentru tot ceea ce ați realizat și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Și eu vă mulțumesc foarte mult.
De la ora 16 urmează Dincolo de ceea ce știm, iar Oana Constantin este chiar aici alături de noi și ne va spune ce vom vorbi astăzi, dar mai ales cine este superba doamnă de lângă tine. Este Cordelia Decușomou, este referent în aromaterapie clinică și astăzi o să vorbim la Dincolo de ceea ce știm despre cum dizolvăm anumite blocaje energetice cu ajutorul uleiurilor. Perfect! Dar acum vreau să o întreb așa pe Cornelia, ce putem să folosim într-o mască pe care putem să o facem acum vara, pentru că ne putem ajuta și de uleiurile esențiale. M-am gândit să fie interesant pentru emisiunea ta. Perfect, întrebarea, mai ales cu temperatura de afară, cu soarele care mai mult arde decât bronzează. Ideal este să protejăm pielea și atunci nu este de ieșit din casă fără o apă florală de trandafir cu care să te spreiezi cel puțin o dată pe oră, dacă ești în afara unui local. Deci dacă ai treabă în oraș, dacă ești la volant, e obligatorie această hidratare. Iar o mască se poate face o dată la două zile cu argilă verde, foarte mult ulei de argan sau de sâmbure de măceș, în care se pot adăuga câteva picături de imortele, ulei esențial și cist sau cist. E în funcție de tipul de piele pe care o avem. Dar importantă este hidratarea în interior și în exterior. Oana, uite, trebuie să le recunosc telespectatorilor noștri că înainte de prima emisie Frățiuel am avut super emoții și a venit Oana, fii atentă că am aici ceva pentru tine, vreau să spui ce mi-ai dat. Ți-am dat cu un ulei care te echilibrează, îți echilibrează chakrele, pentru că tot o să vorbim despre aceste chakre care sunt în număr de 7 centri energetici și știu că aveai un pic nevoie, deși ai fost foarte ok, dar câteodată apelăm și la astfel de instrumente. O picătură de dafi te plex înainte de emisiune, să vezi că schimbă. Ia uiți. Ei, să vin aici foarte multe picături pentru toată lumea care are nevoie și are emoții, da? Așa, mai multe detalii vor afla telespectatorii noștri la ora 16 la Dincolo de ceea ce știm. Mulțumesc! Iar noi, dragii mei, acum am ajuns la final. Nu uitați că ne vedem și mâine începând cu ora 14 pentru că v-am pregătit super surprize. Până una alta, să știți că vă aștept pe pagina mea de Facebook, Andreea Frățilă, sau pe Instagram, frății.andreea, acolo unde aștept să-mi spuneți poate aveți vreo idee de vreun subiect pe care vreți să-l abordăm. Nu uitați că orice ar fi, totul va fi bine. O după amiază frumoasă să aveți!